Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Suntem aici și pe lumea animalelor alături de Easy Ceapă. Salut Easy Ceapă, ce faci? Salutare, salutare! După cum v-am promis pe episodul anterior, astăzi a venit timpul să mă răzbun pe cei care mi-au făcut farse și am luat două farse de la voi din comentarii pe care o să le aplicăm astăzi. Dar înainte de a începe să facem farsele, nu uita să dați și voi un like acestui episod, să strângem 2000 de like-uri, să vedem dacă putem. Bineînțeles, un share și un subscribe. Trebuie să stăm în felul următor. Trebuie să mai clarificăm o chestie. Aparent, nu hudinii mi-au urcat animalele pe casă, deci nu mi-au omorât hudinii nici iepurii. Din câte am înțeles, dept ar fi făcut asta, așa că pe dept o să ne răzbunăm puțin altcumva, nu pe acest episod. Și mai avem o farsă de făcut tot din comentarii. Am văzut una care mi-a plăcut foarte mult, doar că din nou nu o vom face pe acest episod. În schimb, pe acest episod vom face câte o farsă, stai să văd, am nevoie în primul rând, dacă toți suntem acasă. Am nevoie de niște găleți. O să vă zic imediat de la cine m-am inspirat ce și cum. Laptele pot să-l beau. Pot să-l beau așa? Ca să eliberăm gălețile și cred că suficient este pe care le avem sincer. Ok, iau toate găletușele. A, ah, da, mi-am recuperat găletușele de lapte și mâncarea și toate cele pe care mi le fura la avi. Deci suntem bine. A, Astea... ah, uite aici, mai am o grămadă, bă. Gata, sunt suficiente găleți. Momentan facem ce... Și... Stai, că pe asta cu apă și putem pune aici. Nu mai trebuie. Putem să ne punem planul în aplicare și mai exact uh, o să vă citesc acum cine mi-a zis să fac această farsă. Mama era să opresc filmarea din, de, din grășoală. Ok, Andrei Ionel mi-a spus așa. La la vine a pune niște puffer fish în piscină. Așa că tocmai asta o să facem, o să căutăm să-i punem niște puffer fiș în piscină, fraților. Da, trebuie să ne liberăm gălețile astea, mamă, cât lapte beau, bă, mă ia burta după aia. A, oleu. După care o să vedeți ce va urma să-i facem lui nociv, pentru că el este următoarea victimă. Mai avem aici niște lăptic. Deci pe episodul de astăzi am pregătit câte o farsă pentru nociv și, cât, și una pentru Lavinia. Bineînțeles, sunt luate de la voi din comentarii, pentru că așa v-am promis. Și am văzut că chiar foarte mulți oameni mi-ați lăsat comentarii și apreciez chestia asta, mă bucur, le-am citit pe absolut toate. Bine, din primele, nu știu cât, primele 10 ore sau ceva de genul. Bun, o ben și pe ultima. Sincer, nici nu știu dacă găsim atâția pufferfish, dar nu încercăm. Așa, avem patru găleți momentan. <căt lost> știu că pufferfish este destul de rar, sincer. Opa. Aveam impresia că la e, bă, dar nu e. Mă gândeam să-i pun și niște pești de ăștia tropicali, dar sincer, atunci fac un bine, nici de cum un rău. Eu acum vreau să fac o semifarsă să mă răzbun așa, câte un pic pe fiecare. Câte un pic, nu foarte mult, nu suntem răi. Și avem nevoie de pufertiș. Oi, oh, de boi. O să găsim super greu, deci nu știu dacă găsim 5, cred că e suficient. Mi-am luat o grămadă de de degeaba. Nu trebuia să beau laptele chiar așa din toate. Noroc că avem măcar respiration pe cască. Doamne ajută, mai avem? Avem cum să nu avem. Credeam că, că e un monstru ceva. Bă, m-am mai gândit să-i pun de stea, carcacatițe în piscină. Dar nu am idee cum aș putea să le iau, bă. Am înțeles că s-ar putea lua cu un lead, numai că dacă stau prea mult la suprafață o să moară și nu prea avem ce face, sincer. Da, și după cum vedeți, este plin de pufferfish pe aici. Mi-am luat și o barcă la mine, dar le avem pe toate, ce pot să zic. Bun, dar nu, nu prea de deloc, nu că doar pufferfish. acolo la început... <coughs> Au, la fără voce. Acolo la început erau niște pești aici cam, cam slăbuți. Uite, uite ce fain e ăla, bă. Ok. Ia că luăm și noi luăm niște carte, de știa, cum se numește? Castraveți de mare. Să punem noi niște castraveciori dacă nu o să găsim pufferfish. Deja avem nouă castraveciori e atât de ușor. Ok, pe atunci umplem piscina cu castraveciori, fraților. Sper că nu trebuie nisip, nu? A, nu, nu trebuie nisip, că știu că am pus și pe lemn. nu bai. O să căutăm totuși câțiva pufferfish, deci nu mă las pe episodul ăsta până nu și găsesc niște pufferfish. Bă, uh, dar nu cred că e rău dacă ai umplem în piscina și cu acești castraveciori de mare. Hai, de mă uite, sunt câțiva pești aici, dar niciunul. unul Adică, sunt fain, dar nu ce-mi trebuie mie, bă. Mie -mi trebuie ceva așa. Uite ce fain e și ăsta. Mamă. Îmi trebuie ceva micuț și galben, cu ochii bulbucați. E plin de ei, aparent. Suntem în biomul bun în care putem găsi. Suntem în... în... Warm Ocean, adică un ocean cald sau ceva de genul. Deci ar trebui să fie... Opa, uite doi! Am înțeles că peștii ăștia se spawnează în grupări de 1-3. Opa, opa! Stai așa că nu pot să-l iau. Aulu! N-am vrut să se întâmple asta. Ok, l-am luat. Vine aici, frate. Aparent nu mi-a dat de mici foarte mare. Nu știu cum, dar mi s-a dus... Bă... Dacă aveam acum gălețele cu lapte la mine, erau perfecte, oaie. Hai să și mâncăm un pește. De ce nu? Ok, am strâns 2 deja. Hai că suntem pe drumul cel bun. Avem 2 plus castraveciorii. Opa, încă doi. Bine, salut, frate. Bă, da, e un pic de lag. De asta fac ăștia așa urât. Până aici, frate. Nu, 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 mă, nu lovi, te rog eu. Te umfli în pene și tu, mă? Da, mă, sunt umflat în pene. Mamă, avem deja 4. Bă, ne descurcăm super bine. Mamă, că de mai găsim încă 2-3. Suntem în forță. Uite acolo, dar cred că s-o explora pe acolo. Sper să mai găsesc și întoarcerea, drumul către casă. Mamă, că sunt asta de cior, de nu mă pot abține să nu iau. Veniți aici, fraților, câți avem? 29, dacă iau și ăsta. 34, bun. Hai că eu zic că suficienți. Opa, mai am aici. Puferfiș! Deci aparent chiar e reală treaba aia, chiar se spawnează câte doi în grup. Sau poate am înțeles că pot să fie și 3. Bine, și 1. Hai să vedem. Mai dăm de un grup de 3 fi și eu zic că-s mulțumit. Deci m-aș mulțumi dacă aș mai găsi un grup de 2 sau de 3. Hai că știu că se poate. Bă, dar am, am senzația că îl notam prea încet față de obicei. Nu știu așa mi se pare mie. Aulul, stai că deja mă duc într-o zonă unde nu mai găsești. Să nu ne îndepărtăm de biome ăsta. Uite, acum am ajuns în Lukewarm Ocean, dar și aici e ok, și aici se găsesc. Opa. Mi s-a are tridentul, dar... Oh, lu... Time set day. Nu se fac farse pe noaptea asta, se știe, fraților. Pleacă, mă, de acolo, nu speria pești, pe bă. Bun, le avem patru. A zis la începutul episodului că dacă aș face rost de măcar 5 ar fi super ok. Deci nu mă las până nu mai găsesc încă o dată niște peștișori. Sincer, nu-mi -im imaginam niciodată că ar fi atât de greu să găsești niște pești de ăștia. Când îi pescuiești, ați văzut că pescuiți non-stop. Bă, acolo? Un scheleton sau? Ce caută scheletonul acolo? Oai, doamne. Spauna pe barca nu pot să cred. Știți că atunci când pescuiți acești pești, plin de ei, nu așa. Dar uite, când cauți nimic. Și am înțeles că ei sunt pe la suprafață. Chiar am căutat un pic înainte să fac episodul. Uite, uite-l, uite-l. Ei umblă pe la suprafață, nu umblă jos. Deci nu are sens să mă duc să caut altundeva. Ok, am mai prins unul. Bă, deja am prins tupeu. Simt că-i prind, da? Din păcate a fost doar unul, nu a fost doi. Și am zis că aș vrea să mai găsesc măcar doi. A, oaleu. De ce nu a fost o mică grupare de 2-3 peștișori mai... Ok. Mama și poate... ce acolo? Nu? Poate la vinea nu știe ce să știa, că la prima impresie sunt așa micuți, drăguți și se aruncă în piscină la ei și se umflă toți. Și eu, mamă, nici nu vreau să știu ce se întâmplă. Uai, ce îmi place. Așa că îi mulțumesc încă o dată celui care mi-a propus această farsă. mai uh, vreau unul, te rog. Și că pot, mamă, pandalin la apă, fraților. Uite, cam așa arată un pandalin la apă. Cu o găleată în mână Hai mă că mi-e greu să cred că nu mai e Am mai luat noi vreo doi când i-am făcut farsă lui Foxy Și aparent ăștia au fost toți 4-5, avem 5 bă totuși nu-i de neglijat Vă dați seama că dacă se aruncă în piscină cu 5 de ăștia e rip direct Opa, a, bă nu Mama, puteam să jur că e de la din cauza că se vedea din față Hai mă, nu se mai spauneaza spawnează niciunul. Oxigen crește un pic, te rog eu, Să mă pot aventura. Ok, mai căutăm un minut și dacă nu găsim plecăm cu ăștia 5. Hai să vedem de cât timp filmăm totuși. U, deja au trecut timpul o dar nu contează. La nociv va merge foarte repede treaba, pentru că deja știu ce am de făcut 100% acolo. Nu am nimic de căutat, am tot ce îmi trebuie și o să dureze puțin și o să fie fain. Mamă, mai ales care casă nouă. Bine, nu-i gata, dar nu contează, pe noi nu ne interesează să fie gata. E suficient ce are el acolo. Un pește albastru. Nu mai găsesc, bă, nu mai găsesc. Dar nu mai știu nici încotro, trebuie să mă duc către casă. A, undeva în direcția asta, cred. Sau? Hai că nu m-am pierdut dacă e. Super la asta, nu m-am gândit. A, dar stai că știam coordonatele, mă. Nu fiți nebuni. Ok, deci primul număr trebuie să scadă, bă. Și al doilea... Nu, nu, prea înțeleg unde sunt. Asta este, mergem spre casă acum, că prin apă vă că mă orientez un pic ca în greu. Uite, pe aici trebuie să merg. Haide, nu mai e niciunul. Nici măcar un peștișor. Da, numai, chiar nu mă așteptam să fie atât de rar peștișorii ăștia. Totuși am găsit 5, deci eu zic să mă mulțumesc cu 5. Că nemulțumitul lui ia și bine... A, uite unde era, am înțeles. Și bineînțeles că o să-i punem și castraveciorii. Mai întâi castraveciorii, bineînțeles. Să aibă de lucru acolo. Sau poate că va lăsa așa cine știe, că arată destul de interesant, dar totuși mie mi se pare că este o farsă. A cui e pisica aia bă? Pentru că peștii sunt tot trăvitori și cine intră în acvariu, rip! Deci e un acvariu capcană. Uitați ce casă are nociv, cum mi se vede că căpățâna, leu. Bun, hai să punem castraveciorii. 36, nu știu sincer dacă în cap toți. Mergem la la vinea. La vinea nici măcar nu mai are casă. Deci asta era ca... farsa perfectă. Mai are doar acvariul ăla. La fix. Sper să pot ieși dacă... Da, 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 uite că au făcut într-un bun. Vreau să pun ăștia jos. Da, nu mai pot. Ok. Mamă, cât de dubios arată. Hai să punem și câte doi, bă. Nu tot așa câte unul. Acum mai am dat seama. Mai am 10. Aparent puteam să iau mult mai mulți de atâta. Punem și acolo. <laughs> Mamă, ce fain arată, jur. Poate am un put de castraveciori. Poate nici nu știe ce să ăștia, bă. Și acum să punem peștișorii. Peștișorile. Bun, și avem așa. Mamă, stai că mi-e și frică să nu-mi iau eu damage de la ei. Uh, pot să nu pot să-i pun? De ce nu pot să-i pun? Alo? Întreb pe... Oh, ok, gata, gata, gata. Unde e, bă? Ah, uite-l acolo. Ah, era... Nu, înțeleg de ce nu puteam să-i pun înainte. Uite că acum funcționează. Gata. Am pus și... Bă, sper că nu se atacă în ei, nu? Da, uite, s-au desumflat toți. Deci, vedeți, la vinea probabil nu o să știe că ăștia sunt... Bă, dar sper să nu sară, bă. Dar ăștia nu cred că sar, sincer. Deși, totuși... Ba nu, mă, cred că e bine, cred că e bine. O să-i mai supraveghez un pic să văd, dar nu cred că sar din acvariu, așa -i? Hmm. Oare nu are niste sticlă pe aici, totuși? Mamă, ai că are ceva sticlă dacă e. Pam, pam, cu ocazia asta mai și ordim și noi ceva, bine. Nu pentru noi, practic. Bă, da. Hmm. Cam dubios ce pot să zic. Să nu aibă deloc sticlă după ce o construit acvariul ăsta? În fine, nu contează. Acum trebuie să mergem acasă oricum. Cu ocazia asta vedem, poate mai avem noi ceva sticlă totuși. Bineînțeles că nu am nimic de construit. Ah, lasă că mergem pe aici. Nu mi-am luat nimic de construit la mine, băi. Și acum o să vedeți ce am pregătit lui Not și... Stai că nu mă duc capul aici. Trebuie să facem așa. Salut căluți, salut, salut. O să văd acum două secunde dacă avem sticlă și după aia vă explic. Uh, a, o luam două bucăți, hai că e forță. Forță pe două bucăți și mai aveam, uite aici, încă patru. Hai că facem și așa. E bine și așa rău. Ok. Bun, stai că poate mai am pe aici, bă. Uite, mai am șase bucăți aici, uite că încet, încet domn de sticlă. Da, cam atât aparent. Bun. Acum o să mergem la parter și farsa pentru nociv stă în felul următor. O să iau un stack de bambus. Cred că e suficient, sincer. Da, e suficient, bănuiesc. Mi-a trebuit și un stack de bone meal. Stai să cauți bone meal -ul. O, trebuie să avem pe aici tot bone meal din lume. Avem oase, dar știu că avem și bone meal, mă. Oase, oase. Unde e? Bă, nu, e în fine. Nu în fine. Nu mai... poate chiar nu avem. Hai să facem un de ăsta. Pam. Așa, eu zic că suficient suficiente astea, sincer, pentru moment, oricum nu contează. Și hai să vă și citesc. Uh, Tudor Manuel spune așa, pune-le bambus în case. Băi, eu aleg să-i pun doar lui Nociv, dar mi se pare o idee genială, sincer. Nu știu, sincer, a ah, ba da ba da e ok, ok. Hai să vedem, peștii sunt încă aici, că dacă sunt încă aici înseamnă că nu pot să sară. 1, 2, 3, 4, 5, da. Deci pe ăștia nu cred că pot să sară, și sincer e mai bine așa că, uite doar dacă te apropii de ei pe aici pe margine se umflă nebunatici. Da deci e perfect bă, perfect. Ok, hai să mergem la nociv, Vanu, barba sau nu, uite e plin de pisici. S-a făcut lumea asta plină de pisici și găini, cine se gândea la începutul seriei că tot orașul va fi un plu de pisici și găini. Așa că, haideți să-i punem la nociv niște bambus în casă, nici nu o să-și dea seama. Trebuie să spargem cumva, să spargem cu mâna goală, că nu vreau să se strice cumva casa sau ceva. Știți că avem timbărul ăla. Bun, 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 bun. Și facem așa. Pam, 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 pam. O să pun absolut peste tot. Mamă, deja crește, nici n-am apucat să-mi și deja crește. Sper că am luat suficient, da, am luat suficient. Bun, și acum o să-l cresc pe tot. Sper că merge așa. Dacă nu, oricum am suficient. Nu știu cât de mult trebuie să crească, sincer. Crește la infinit, oaie? A, uite, până acolo crește, mamă. Deci avem nevoie de foarte mult bone meal, bă. leu deci până... Mamă. Stai de famă să văd câte... Bă, l-au crescut și mai mult. Păi și ăsta de ce nu mai crește? Ăsta nu mai crește, bă. A, pai pot să le dau... Pot să le dau până nu mai pot să le dau, mamă, înțeles. Gata, gata, gata. Ok, dos, doar că o să avem nevoie de foarte mult bone meal, dar cu pasă, facem de tot, toate vasele bone meal. Ce nu facem noi pentru o farsă blana, o sincer? Băi, abia acum văd că se face și mai gros. Este ce ce subțire acum și când îl crește se face foarte gros. Bun, vreau să-l creștem la maxim neapărat pe tot. Bine, oricum, sincer, asta o să crească el la maxim singur în câteva minute, cred că. Și pe server nu-i nimeni, acum este noaptea târziu când filmez eu asta, deci 100% nu o să mai intre nimeni. Deci ăsta crește oricum singur, nu trebuie să-l creștem noi neapărat. Nu doar da, dacă tot am bun mil, de ce să nu-l folosim, nu? Că doar la altceva nu o să-l folosim. Mai am aici patru oase. Ok, bun și ăsta. Dar hai măcar atâta să creștem pe fiecare. Măcar să fie așa un picuț crescut fiecare, să arate puțin bine. Olu, că nu mai am loc pe aici deja, bă. Uitați cum arată. Opa! Time, time set day. Am spus că nu se fac farse pe noapte. Bun, și acum ar folosi pe ăsta pe care o mai avem așa cât putem pe aici. Pe aici și așa. Miau, au pisica. Pășica. Ok, mai am foarte, foarte puțin. Aparent sticla aia nu ne mai trebuie, că stau peștia perfect acolo. Bun, și cam asta e tot bun, Milu. Mamă, mamă, mamă. Hm. să-i pun și lemnul înapoi pam, pam. Opa, n-am pus bine asta. Mamă, de abia acum vă că și făcut casa din lemn, ne mamă. Și acum aș game mode creative. Aș vrea să vă arăt totuși cum arată. Să așa că nu e așa. Mamă, cum arată. Bă, dar două secunde putem face așa. Stai. A, nu, trebuie să, trebuie să stăm sus pe ele și n-am chef. Ok, deci faza e că bambusul ăsta o să crească, cred că în vreo 10 minute singuri. o să mai stau afecat pe server ca să crească. Și când va, va veni nociv să-și continue casa, vine aici frumos. Să-și facă capul. Să uită în jos ce am pățit aici, frate meu. Bă, nu m-am gândit să mă semnez, sincer, dar... La nociv nu cred că mai e nevoie de semnătură. Hm, Stai, de fapt, stați așa. Uh, N-am sign, hai să mă duc un pic acasă. Game mode survival. Da, m-am aruncat de aici ca să arăt că pot. Ar trebui să mă, și, să semnez, bă, că așa e frumos, că la farsele pe care le-am primit eu nu s mai semna nimeni și de aia nu mai știam ce și cum. Adică numai la vine am să semnat din patru farse. Nu mai știam cine au făcut și nu vreau să se repete istoria. Eu mi-asum, fraților, când fac o farsă mi-asum. Hai să riți toți pe mine dacă aveți tupeu. peu. Uh, și îmi trebuie două sign -uri. Hai să vedem, avem noi ca oameni două sign -uri? Hai ca. uite avem trei, fu forța Forța morță Bă, stați așa, mă Ia stați voi așa niște lemn, uite aici am 64 lemn Bă, dacă tot facem treabă, să o facem până la capăt Două chesturi Și ia să le dăm noi niște bambus și lor, mă Uite, îmi umplu inventarul de bambus și cât încape, atâta le dau, bun Să le dăm și un cadou, măi, dacă tot le facem farse Bun, mai ales la nociv. Mi-am umplut casa de bambus, îi mai dau și bambus. Trebuie să mă duc acolo până la el. Asta e fosta lui casă, cam asta mi mai rămas din casa lui, forță. Deci măcar nu și-au mutat cesturile, oleu. Bun. Ce o să scriu așa? Bambus de la... Uh, nu, de la... Dar nu cred, mă. Nici nu mai e nevoie de, semn... de semnătură. Mamă, direct așa scriu. Nici nu mai e nevoie de semnătură. Ce naiba? Păi da cum? Vin aici. Bun. Și o să punem cam jumate de bambus. Așa, nu, de fapt, lui îi pune mai puțin. Sau nu știu, în fine, cât o fi. Gata. Bă, o să-și dea seama și de farsă, sincer. Să fim serioși. Și acum o să punem și la la vine aici la fel. Nici nu mai e nevoie de semnătură. De fapt, nu mai este să mă semnez, că n-am pus bambus, am uitat deja. Peștii sunt ok toți, din câte văd. 1, 2, 3, 4, 5. Da, bun. Si uh, și o să scriu, uite, chiar aici. Niște peștișori de la pandalin. Da, și pun și bambusul aici. Uh, pam, pam, pam. Unde să-l pun? Uite aici, ca să fim siguri că-l vede. Gata, fraților. Băi, cam astea sunt farsele mele pentru ei. La ștept urmează să-i fac cea mai mare farsă, dar nu știu dacă o să mai filmez. Și cred că o să mai fac eu una, dar rămâne secret cu și ce. O am deja notată și deja știu și cui, dar nu o să vă zic vouă. Băi, vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Nu uitați de un like, share, un subscribe și toate cele. Și noi ne reauzim data aviatoare. Pa, pa!